încă o dată felicit colegii de la Comercial. Știți că și-au făcut treaba foarte bine. De fapt, ați băgat de seamă. Vă reamintesc că l-avem în această seară invitat pe domnul Ștefan Pădure, președintele APAR, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc. Discutăm despre participarea record din toate punctele de vedere a companiilor din România la cel mai important târg din lume dedicat industriei alimentare, ANUGA, târg care se desfășoară la Köln, care s-a desfășurat până ieri la Köln, la mese Köln, în spațiile alea uriașe. În prima parte am vorbit puțin despre adunarea generală a asociației care s-a desfășurat acolo la Köln și începusem să intrăm în participarea României și în percepția publicului occidental față de produsele românești alimentare. Subliniez produse fabricate de companii preponderent covârșitor de 100%. Companii cu acționariat român, lucru foarte important. De fiecare dată eu am spus că e unul dintre aturile principale ale firmelor de românești, să exporte cât mai mult. Este un element aici foarte special și care trebuie avut în vedere de către guvernanții noștri în momentul în care propun un program de promovare. Acestea nu se dau liniar, poate se dau la început când nu știi despre ce este vorba. Dar văzând, există un studiu făcut de PR-om, da, în fiecare an, cu privire la exportul capitalului companiilor cu capital românesc. Suntem câteva sectoare care avem și reușim să ajungem în această zonă cu capital preponderent românesc. Și unul dintre ele este sectorul produselor alimentare. Mai avem la mobilă, mai avem la textile, la IT, pe zona de servicii. Rog colegii din regie să ruleze din nou imaginile de la Köln pentru ca telespectatorii să poată vedea mai bine cam ce s-a întâmplat, chiar dacă sunt fotografii, atmosfera e deja sugerată. Este deci un element de care ar trebui să țină cont guvernanții noștri când creează aceste programe, cel puțin prin acordarea unor punctaje calitative sectoarelor în care există capital românesc. Nu spun asta ca o discriminare pozitivă pentru români sau negativă pentru ceilalți, pentru că o companie mare, multinațională, nu apelează la aceste fonduri și la programele naționale. Sigur. Dar să nu irosim banii în direcție... În plus, își au strategiile de pe zile. Exact, că dacă noi discutăm acum de balanța comercială și începem să împărțim bugetul în funcție de exportul României, noi nu cred că avem... Păi la 31 august balanța comercială era, deficitul era deja la 1.400.000.000 de euro. Anul trecut am avut aproape 3 miliarde de euro pe zona produselor alimentare. Este, imediat o să revenim și la acest lucru. Voiam să spun că împărțirea strictă după cifra de afaceri pe sectorul mașini, export de mașini, sau noi nu avem niciun fel de influență asupra celor de la Dacia sau asupra celor unde să-și mute producția și în ce zone să vândă. Da? Dar, în schimb, putem influența aici companiile cu capital românesc din aceste sectoare și care, cu preponderență, sunt IMM-uri. Și acum, cinstit vorbind, domnul Timiș, unde să-și mute compania? Domnul Moldovan, unde să-și mute? Domnul Minea, unde să mute? Mai ales că le-au lăsat și le-au făcut companii de familie. Vor să le lase mai departe foarte copiilor. Foarte bine, foarte bine. Au rezistat aceste afaceri, trebuie să aibă continuitate. Voiam să discutăm... Apropo de continuitate, chiar vreau să spun lucrul ăsta și telespectatorilor. Am primit, predat de o colegă de-a noastră redactor, un reportaj foarte frumos despre o fermă de lapte, într-adevăr, din Statele Unite, o fermă Amish. Știți când consideră un fermier Amish că ferma lui este profitabilă? Când se asigură că profitabilitatea va fi în vigoare și pentru generația următoare. Asta o distribuie și pe celelalte. Exact. Da. Și pentru generația... Înseamnă o viziune pe termen lung a familiei și a bunăstării familiei lui. Acum discutam de acest deficit bugetar, deficit de balanță comercială. Noi putem să influențăm aici zona de export, mai puțin zona de import, pentru că odată cu aceste măsuri pe care le vedem date de guvernanți, cu creșterea salariului, s-a intervenit în piață și totuși familia Sokol vine cu o propunere de creștere economică pe consum. Este o creștere pe care o practică și alte state. Important este, dacă noi reușim acolo unde s-a creat o cerere de produs, să o acoperim imediat cu produse românești.
Da. Raftul rămânând gol sau introducând produse din afara țării, dezechilibrăm balanța, facem dezechilibre majore atât la nivel național cât și pe în alte sectoare economice, lucru care nu duce la foarte... Acum avem o rezervă de creștere. Eu așa văd deficitul de balanță comercială. Cu cât suntem noi mai inventivi și putem să înlocuim cu aceste produse, cred că este mai bine. Și aici am putea să mergem un pic în zona unui alt subiect interesant pe care Guvernul României l-a făcut, o altă ordonanță 31 cu scăderea TVA-ului la eco, montan și produse tradiționale. Da. Întotdeauna am spus că pentru aceste produse, care sunt produse de un nivel înalt ca și ca un preț superior de, din categorie, ele ar trebui, a fost o eroare de exprimare, pentru că ele nu sunt mai sigure decât celelalte, ele sunt la fel de sigure, în schimb ele au o certificare în spate. Și așa se vorbește în Europa, produse de calitate. Noi avem foarte multe produse de calitate, acestea în schimb sunt produse de calitate certificată. Cred că s-a făcut o eroare și de acolo s-au inflamat anumite spirite dintr-o altă zonă a produselor care nu-și doresc această zonă de, de calitate, dar care bine. A fost lucru bun făcut în această, de această lege? A arătat o politică a statului român către consumul și producția de produse de calitate. Bun. Cum a acționat asociația pe care o conduceți pentru promovarea acestor inițiative? Păi, în primul rând am... Că tot vorbeam și de activitatea asociației. În primul rând am spus atunci celor de la guvernanților că nu este foarte fericit formulat acel pasaj. Exact, din modificarea codului fiscal. Cumva era o presiune foarte mare să o dea a doua zi, iar ca de multe ori consultările s-au fost simulate. Acest lucru s-a adeverit din păcate și au fost niște bâlbâieli în aplicarea. Și dintr-o inițiativă bună ne trezim de multe ori cu instituțiile statului care nu știu cum, nu colaborează foarte bine. Acum, dacă oamenii de la Direcția de Specialitate, poate din cadrul Ministerului Agriculturii, ar fi ascultat și de ceea ce le-am spus și cei de la Finanțe ar fi ascultat, n-am fi ajuns în situația asta, dar mă bucur că acum, când intervine legea de aprobare a acestei ordonanțe în Parlament, avem întotdeauna o mână și o voce ne este ascultată de către, s-a și creat, domnul Alexandru Stănescu a creat un grup în care a introdus un grup de discuții în care supune atenției și dezbaterii tuturor inițiativelor. De multe ori comisia a avut acțiuni cât se poate de benefice. Mi se pare foarte ok să vii și să spui care este problema. Lucrurile astea sunt cât se poate de bune, numai că ieri ați văzut, guvernul a căzut. Ce facem, ce sperăm, ce le putem cere noilor membri ai executivului, ăla care o fi? Din punctul meu de vedere, în momentul de față se întrerup niște politici care au fost promovate, dar din experiența pe care am avut-o cu tehnocrații trecutului, pentru că nu se va putea face un alt guvern și cu un partid care are inclusiv prin alianțe majoritatea, eu cred că acum nu se pune problema că a picat un guvern, o persoană, da, cu un guvern. În schimb, conducerea nu cred că va putea trece într-o altă zonă, pentru că voturile încă până la următoarele alegeri vor rămâne în zona de stânga a României. Putem scăpa odată cu ocazia asta de acea fragmentare a proiectelor odată demarate, mai ales că multe dintre ele au fost benefice. Știți cum este? Pentru noi o schimbare înseamnă să o luăm de la capăt, cu un nou decident public. Cred că acest decident public se va așeza la o masă și va înțelege despre ce este vorba, cred că în, nu știu, 3-4 luni minim. Până atunci, România are nevoie de acțiunile anului viitor. Exact. Are nevoie de alte proiecte de derulat. Eu sper că o asociație, cu cât este mai puternică, mai corectă și neancorată într-un spectru politic, va asigura o memorie instituțională, inclusiv pentru factorii politici. Pentru că toți cei care vin trebuie să demonstreze și trebuie să vină cu ceva benefic societății civile, producătorilor, și în acest fel eu cred că, indiferent cine este la putere, normal, mișcările nu sunt niciodată ok. Nu vrem să asistăm la reîntoarceri, la manifestații, știți și dumneavoastră la ce mă refer. Da, nu mă gândesc la asta, mă gândesc la promovarea politicilor care să sprijine industria alimentară. Eu cred că dacă sunt corecte și, cum vă spuneam, asociația acum, cum că trecem de 130 de membri,
membrii care au 2,3 miliarde de euro cifră de afaceri, undeva la 20% aproape din sectorul industriei alimentare. Foarte, nu cred că nu te poate lua cineva în seamă. Și am încercat tot timpul să ne păstrăm ba, distanța. E chiar obligatoriu să fiți luați în seamă. Asta spun și eu. Domnule Pădure, mai am un of și l-am de multă vreme. Că spuneam, dacă trecem de hopul ăsta al continuităților sau al întreruperii unor inițiative cât se poate de bune, reușim, ce credeți? Se fac pași în sensul depășirii hopului de a exporta doar pentru comunitățile de români din Occident? Am făcut deja, acest pas pe anumite sectoare și tuturor le spun că export nu înseamnă în zona comunităților. Acela este un comerț etnic, da, care cu timpul se trece odată cu dispariția acestui emoțional. Oamenii se îndreaptă spre către rețelele mari de magazine să-și cumpere produsele cu o scădere. Cumpăr eu, dar copilul meu care s-a născut în Spania sau în Italia. Dar nici eu ajung să nu mai cumpăr, pentru că salariul poate, nu mai suntem doi angajați în familie, avem unul. În altă parte se schimbă și obiceiul de consum, trăind în altă parte. Corect. Dar avem în momentul de față câteva sectoare foarte importante cu exporturi în supermarketuri și cu produs care se ridică concurează cu produsele campioane. Și vorbesc aici de carne de pui. De ce? Pentru că este pe filieră produsă și aici ne afectează în schimb altceva. Ne va afecta Brexit-ul, pentru că zona pentru noi, pentru România, cu export de produse, comerț de produse agroalimentare cu valoare adăugată este Marea Britanie și nimeni dintre... Marea Britanie, însă eu adaug încă un pericol care vine dinspre Ucraina, pentru că Uniunea Europeană, Comisia tot creează facilități Ucrainei pe zona cănii de pui. Tare mie și discutăm de Mercosur și Mercosur, asta voiam să spun. Toate aceste lucruri pe o piață de consum vor veni. Da. Cine ne salvează, domnul Ilie? Cine ne salvează schemele de calitate? Cum s-au protejat austriecii când au văzut, dacă intrăm în Uniunea Europeană, ne mănâncă, că noi nu avem decât piatră și o floare de colț, ne mănâncă produsele din Franța, din Spania, din Italia. Și atunci au făcut totul pe sisteme de calitate. Da, domnule Pădure, da, m-am dus și eu în supermarketuri în Austria și am văzut și m-am și interesat într-un supermarket, nu de rețea internațională. Produsele vin în afară de cele globale, dulciuri sau altele, dar produsele la carne și la brânzeturi sunt de la cel mult 60 de kilometri de orașul respectiv. Da, credeți că este vorba de un patriotism care nu este stimulat financiar? Ba da, este stimulat financiar. Supermarketul are banii lui ca un investitor care a făcut un spațiu și trebuie să-și scoată banii, dar acești bani vin din sistemele europene. Și vă dau exemplu, Austria în momentul de față are 101 scheme de calitate. La fiecare schemă sunt minim 50 de produse certificate. Deci despre ce vorbim? În Italia sunt vreo 169. Anul ăsta dumneavoastră ați avut o inițiativă. Deci noi avem în România produs tradițional și rețetă consacrată care nu sunt notificate la Bruxelles. Deci despre ce vorbim, noi nu avem niciuna. Și ne suntem întrebați, dar oare ne trebuie mai multe sau mai mulți pe aceste scheme? De aici pleacă și neînțelegerile pe care noi le avem cu decidentul public. Ceea ce a fost bine este această agenție pentru calitatea și marketingul produselor agroalimentare, care, ia uitați, un răspuns, n-a fost politizată nici... Cei care au mers mai departe și președintele a înțeles că este o nevoie a producătorilor de a avea un echilibru cu o conducere, cu asociații și cu decidentul public în același loc, ca și la Consiliul de Export, astfel încât să putem să continuăm indiferent ce se întâmplă. Și eu cred că prin această agenție vom trece peste micile exprimări nefericite pe care le-a avut Direcția de Specialitate din Industria Alimentară și vom putea să facem schemele de calitate. Chiar avem un grup, se cheamă GLT4 Calitate și Piață, este un grup RNDR finanțat de Ministerul Agriculturii. În acest grup, acum două săptămâni la Sibiu, am reușit să facem fișa măsurii 3, să o definitivăm pentru a putea fi trimisă la comisie în așa fel încât să reparăm lucrurile și cei 8 milioane de euro pe care îi avem pentru promovare, unde se vor duce acești bani? Tot în supermarketuri, acolo e consumatorul. Dar... Domnule Pădure, din pe PAC-ul 2021-2027, paradigma se schimbă. Și ea va fi, totul va, așa sunt documentele europene, totul se va întâmpla sub cuvintele întâi performanță și pe urmă siguranță și calitate subsumată.
Deci din cele 9 principii, 5 au, vorbesc de calitate. Da. Toată lumea se ducea spre această zonă. De ce? Ce spune calitatea? Calitate spune și piață. Și calitate mediu. Și mediu, dar sunt corelate. Ce spune fermierii, de exemplu, că se uită și foarte mulți fermieri la emisiune, nici nu realizează faptul și sau se trece foarte ușor în discuții, chiar în emisiuni, despre faptul că va fi o condiționalitate cam 40% din banii care, nu care cam. Vin. Sigur, 40% trebuie dintre care 30 pe pilonul 2. Exact, în măsuri de mediu. 30 pe pilonul 2. Și încă rămân la nu mi-ai dat banii pentru lobodă. Da, noi am intrat în aceste exerciții europene, numai financiare. Numai fiind alea grele, condiționalitatea a statut de drept. Noi am intrat numai foarte greu. Târziu în aceste exerciții financiare. Acum, dacă noi n-am fost la masa discuțiilor și nu suntem la masa discuției, că știți foarte bine, n-am reușit ca fermier sau ca industrie alimentară să ajungem la această masă, preluăm de acolo ce se întâmplă. Țările cu state vechi care știu și regula dialogului au reușit să-și impună acest punct de vedere. Bun. Cum va afecta această schimbare de partitură politică a firmelor din România? Păi lucrurile vor fi foarte simple. Dacă nu vom face niște măsuri care să ne fie să urmeze tendințele europenilor, vom pierde bani. Performanță trebuie să avem, sisteme, scheme de calitate sunt primul lucru care trebuie luat în calcul și va mai trebui gândit foarte bine la ceva. De fapt, primul lucru este stabilirea unor obiective de țară. De la acele obiective începem să discutăm cu ce instrumente le implementăm. Obiectivele trebuie să fie totuși în linia europeană și nu să ne întoarcem în altă zonă. Degeaba ne punem noi și venim cu poziții fără planuri de rezervă, pentru că o negociere, baza la Uniunea Europeană și ar trebui să devină acest lucru și la noi în țară, este compromisul. Suntem stat european și lumea trebuie să înțeleagă odată după atâția ani de la aderare că suntem într-o piață europeană. Nu mai suntem. Piața românească e deja piața locală. Da, dar dacă tu gândești doar în grâu și porumb și nu te uiți că de fapt următorul sub tine, tu te depărtezi, indiferent că sunt false, că nu sunt false, totuși suntem pe opoziție, da. Și tu te depărtezi de următorul, tu urmezi, cum spuneam și în altă emisiune, tu te duci spre Ecuador, care este mândru că este primul la producția de banane. Dar nu cred că aici avem noi ideea. De ce oare alte state nu fac asta? Oare nu e o greșeală? Și când discuți cu decidentul și spune, pe mine mă interesează să demonstrez asta, oare nu vii dintr-un trecut în care tu vrei să spui că uite, acum nu mai trebuie să mint și am făcut producțiile record? Nu trebuie să ne intereseze numărul tractoarelor care înconjoară țara pe un sfert sau pe jumate sau nu aici este cancanul. Drama este că nu avem acele obiective naționale. Săptămâna trecută, îmi pare, o știre pe site-ul Agro TV vorbea despre faptul că de fapt România raportat la suprafață și la necesar este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la dotare cu tehnologia agricolă. Da, iar referința probabil era una trecută, că pe vremuri era tractoare românești și era o mândrie că mergea și o altă industrie. Dar dacă tu produci și n-ai pe nimeni după tine să valorifice și faci ca pe vremuri, în momentul ăsta tu de fapt ce gândești? Iei subvenția și te duci pe o piață puternic influențată de o zonă non-UE, pentru că avem Ucraina și Rusia, într-un bazin al Mării Negre, în care tu folosești aceste subvenții pentru a scădea prețul. Și a putea vinde mai ieftin, de fapt, tu dai toată aia în loc toată subvenția în loc să o înglobezi în primul element de valoare adăugată, creșterea animalelor. Eu tot spun și lumea mă ceartă că subvenționezi exportul de materie primă, în loc să subvenționezi, haideți să-l subvenționăm măcar finit. Prima în animale, în creșterea animalelor. Da. Tot o materie primă, dar este cu o valoare adăugată. După aceea, în carne tranșată. Păi numai dacă vorbim de nutriție, mai nu? Dacă procesezi producția agricolă primară în formule de nutriție pentru zootehnie, oricum este un câștig față de una. Fără discuție. Să vinzi grâu, altul. Chiar și grâu, dacă este certificat pe o schemă de calitate, este bio, are o valoare adăugată. Nu ai să fie bio, pentru că știm că acum vreo câteva timp... Nu, discutăm de lucruri serioase, nu discutăm de întotdeauna. Da. Dacă unul este serios, n-avem voie să spunem că toți sunt hoți. Păi da, era una biofac la Nürnberg și cu mare bucurie am văzut o companie din Tulcea care atunci la biofac, apropo de rezultate, semnase un contract cu Kazahstanul, exporta producția. Vă dați seama că nici nu poți să știi peste 4 ani, pe 4 ani de zile în avans. Pe 4 ani de zile în avans semnase contractul de export cu Kazahstan. În Kazahstan. De ce în Kazahstan?
Deci asta înseamnă că oamenii aceia se gândesc să facă o pâine certificată, exact, să facă o făină. Exact. De ce nu o procesăm aici? Asta este un prim pas. Iarăși, haideți să o luăm. Turcia, știți bine că are politică de stat pentru subvenționarea panificației, nu a producției grâului. Da. Știți ce s-a întâmplat când a scăzut prețul? Imediat pe zona burselor s-au dus reprezentanții Rusiei și au început să spună cum este grâul rusesc, că este cel mai bun grâu, că este cel mai special. Da? Pe când noi așteptăm să vedem dacă ne dă cineva. De, așa, la Moscova se știe că cel mai mare elefant s-a născut la Novosibirsk. Da, așa că, da. Dar asta înseamnă marketing. Da, asta înseamnă marketing. Noi avem în momentul și politici guvernamentali. Revin la schemele de calitate. Avem o schemă care se cheamă produs în bună stare, da, și este vorbim de porc și de pasăre. S-au tot dat bani pe acest element. Multe sute de milioane de euro. N-am ajuns cu bani. Consumatorul nu știe de ce este mai bună carnea obținută în bună stare decât carnea care este obținută fără bună stare. Da? Dacă am avea o schemă de certificare în care să explici consumatorului acest lucru, pentru că tu banii de bunăstare faci ca la grâu cu ei, tu obții produs cu 10 lei, vine produsul din altă țară, din Polonia, cu 8 lei, tu cei 2 lei îi bași ca să cobori. Exact. În momentul în care nu va mai fi bunăstarea, pentru că la un moment dat nu va mai fi, ce se întâmplă? Ai două variante. Ori iarăși crești intensiv, deci ai pierdut toate sutele de milioane pe care ai băgat în exerciții, în 2-3 exerciții europene, ori te-a pus să crești prețul. Exclus, pentru că piața nu ți acceptă. Deci iată cum o măsură poate să ne ducă în afară. Vă rog. Da. Și cred, deci este o măsură deja care are elemente, are verificare de la APIA, o măsură care mâine poate fi notificată la Comisia Europeană și au toate țările. Deja Danemarca a introdus eticheta de bunăstare pe toate produsele și cred că și dumneavoastră ați dat în revistă. Da. De ce fac toate țările acest lucru? Pentru a-și proteja producția națională. Noi ce putem să facem este accentul nostru și ce am votat acum la această adunare va fi anul acesta și anul următor, următoarea perioadă, pentru scheme de calitate cât mai multe, cu produse cât mai multe, astfel încât să găsim instrumente pentru producătorii români să-și potențeze prezența și să poată să solicite clientului costul și prețul corect, astfel încât să continue activitatea de a face produse de calitate. Îi așteptăm alături de noi în asociație, mai multe date găsesc pe... Proprietari de afaceri din industria alimentară, înscrieți-vă în APAR. www.apar.ro. Foarte bine. Suntem la finalul emisiunii. Voi păstra această eșarfă. Așa, de fapt, eu voi... Promoțională este și aici și găsește locul. Dați-mi pe scurt, o veste bună pentru finalul emisiunii. O veste bună, vom extinde și prin participări proprii în viitor față de cele 4 târguri pe care le avem anul viitor, Galful Dubai, Alimentaria Barcelona, Sial Shanghai și Sial Paris. Vom introduce în program și Canada, pentru că avem o CETA deja semnată, Sial Canada, și să vedem dacă reușim încă un târg în China, CIE, care este cel mai mare târg de import al Chinei. Doamne ajută! 1000 de puncte din partea agenției Infogroup, a tuturor produselor, adică revistă, emisiune și conferință, Infoferma, una dintre ediții, și Infoconstruct, pentru că nu se poate dezvoltare fără construcții. Vor apărea noi ediții acum la Indagra, mai sunt două săptămâni, parcă nu? Două săptămâni și puțin. Vă mulțumesc mult de tot, felicitări pentru tot ce ați făcut, felicitări pentru modul în care ați coordonat participarea companiilor românești la Nuga. Încă o dată mulțumesc. Pentru mine este o mândrie că pot să fiu președinte la asemenea companii care promovează România în afară. La asemenea asociații care are companiile. Pentru că altfel discutam despre sponsoriza dacă erați președintele companiilor. Avem, noi asta putem să facem, promovăm. Da. Dragi prieteni, rețineți toate informațiile pe care le-ați primit în această seară de la domnul Ștefan Pădure, președinte APAR. Rămâneți în fața micilor ecrane, urmează minutul editorial. Habar n-aveți ce va urma, stați în fața micilor ecrane, minutul editorial. Fuse și seduse.
regret rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Hai, vă pup patata, 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 vă pup patata. Această emisiune v-a fost oferită de Cristim.